În 90 mă duceam la bunicu. După aia, după ce am intrat la facultate, am făcut o chestie care cred că m-a ajutat destul de mult, mai ales că vin dintr-o familie de oameni preașezați aproape, care întotdeauna se evitau orice risc și făceau lucrurile așa cum trebuie. Țin minte că împreună cu doi colegi de facultate, toți bursieri de merit și cu 10 pe linie, am plecat în Turcia cu un autocar și am cumpărat de la fețe de masă la fulare și fuste, pe care le-am dat ulterior colegilor cu un profit. Și a fost un an absolut extraordinar din viața mea, pentru că am putut să fac cu banii ce am vrut eu. Așa, a fost o senzație extraordinară. Cred că libertatea asta, practic valența asta a banilor de a-ți permite să faci ce vrei, este ceea ce ne ajută mult și de ce suntem atât de dependenți de bani. Pentru că banii, până la urmă, creează dependență. De-aia ne uităm în jurul nostru și nu înțelegem ce se întâmplă. Și toată lumea vrea bani și vrea mai mulți bani și la un moment dat te întreb, dom'le, dar nu le ajunge? Și, de fapt, îți dai seama că nimănui nu-i ajunge. E foarte rar să vezi oameni care, după ce au acumulat averi colosale, spun, da, e destul. Poți să dea o parte din banii aia, dar nu e un sentiment de îndestulare, e un sentiment de filantropie, ceea ce cred că e un pic diferit. Dar lecția de cum să te duci în privința financiară, cine ți-a dat-o, bunicul? Crezi că părinții au fost mai eficienți spunându-ți să-ți limitezi? Sau iată această escapadă în Turcia unde ai reușit să ai proprii bani? Care dintre lecții? Eu cred că atunci când suntem mici, învățăm prin absorpție, observând ce se întâmplă în jurul nostru, mult mai mult decât învățăm din ceea ce ni se spune. Și cred că unul din lucrurile pe care le-am simțit în copilărie era sentimentul ăsta de anxietate legată de bani. Încă o dată, în niște condiții în care, mă rog, și comunismul nu-ți permitea să consume așa nesfârșit și nici nu am avut niște probleme financiare deosebite. Dar mi-amintesc că mama spunea, nu mi-amintesc distinct asta, dar se lăuda cu faptul că mă învățase că atunci când vedeam o păpușă care îmi plăcea sau un ursuleț, când am fost chiar așa de păpuși, dornică de păpuși, să mă gândesc că dacă am fi fost milionari, atunci mi-ar fi luat păpușa. Și ceea ce se întâmpla e că vedeam păpușa și spuneam, mamă, nu e așa că dacă am fi fost milionari, mi-ai fi luat păpușa aia. Adică aveam nevoie de un da, dar era un da care nu conducea neapărat la achiziția păpușii. Și am stat la un moment dat să mă gândesc dacă sunt de acord cu modalitatea asta de a educa pe cineva, că implicit e o modalitate de a educa, sau nu. Și am trecut printr-o perioadă în care am considerat că e foarte toxic. Acum cred că e o perspectivă și cred că mi-a ajutat ulterior. Dar, sincer, cred că dincolo de orice chestiune pe care cineva vrea să o inoculeze prin predici, prin explicații, prin teorie, ceea ce se întâmplă atunci când ni se formează, mai ales niște chestiuni fundamentale legate de o valoare cum e banul, este că practic observăm comportamentul celor din jurul nostru și ne dezvoltăm niște deprinderi și niște reacții. Unele sunt de mimetism, altele sunt poate de respingere. Dar mă uit cu atenție la chestia asta pentru că am un băiețel mic și el trăiește între două culturi diferite și mă uit cum ar putea să vadă lucrurile, mai ales că societățile în care trăiește el, și anume cea română și cea americană, sunt foarte diferite din punct de vedere al felului în care se raportează la bani.